Sony ZV-1 este o cameră compactă dedicată în mod special celor care fac vlogging. Eu o folosesc de 2 ani, iar mare majoritatea clipurilor mele de pe YouTube sunt filmate cu Sony ZV-1. Am să-ți dau 5 motive pentru care continui să filmez cu această cameră, dar nu înainte de a-ți spune că Sony ZV-1 întrunește aproape toate condițiile pentru a fi considerată o cameră de vlogging. Cu un obiectiv 24-70mm cu diafragma 1.8 pe Maxim Wide, ZV-1 te ajută să filmezi atât cadre largi, dar și cadre strânse prin planuri sau detalii. Display-ul rabatabil te ajută să-ți controlezi încadratura atunci când te filmezi. Fiind o cameră foarte mică, este ideală pentru vlogurile de călătorie. Ai băgat un buzunar și ai plecat cu ea la drum oriunde în lume. O funcție extrem de interesantă la Sony ZV-1 este Product Showcase, dedicată celor care fac prezentări de produse sau unboxing-uri. Activând această funcție, focusul se schimbă extrem de rapid pe obiectul îndreptat către cameră, apoi revine la fel de rapid pe ochi. La camerele din generația mai veche, pentru a avea focus pe un obiect arătat la cameră, trebuia să-l poziționezi în dreptul ochilor. Autofocusul este extrem de performant având funcțiile de eye detection, face detection și tracking detection. Sony ZV1 filmează și în format 4K și chiar dacă nu exporți clipul final în acest format, o filmare 4K te poate ajuta în foarte multe situații. Dacă vrei să afli mai multe despre avantajele filmării în format 4K, te invit să urmărești acest clip al meu. La rezoluția de 1080p, Sony ZV1 filmează și cu 120 de fotograme pe secundă, ceea ce înseamnă că poți realiza cadre excelente în slow motion. însă pentru a beneficia de aceste 120 de fotograme pe secundă, camera trebuie setată în modul NTSC. În modul PAL, ea filmează doar cu 100 de fotograme pe secundă. Cu steady și atractiv, Sony ZV1 stabilizează foarte bine cadrul atunci când filmezi în mișcare cu camera din mână, însă apare un crop pe imagine. Un dezavantaj al acestei camere este bateria. Fiind de dimensiuni mici, se descarcă foarte repede, astfel că o baterie de rezervă este binevenită. În concluzie, eu recomand Sony ZV1 pentru toți cei care fac daily vlog, vloguri de călătorie, review-uri, unboxing-uri și, în general, orice tip de vlog. Este o cameră ușoară, setările sunt foarte simplu de realizat și cu puțină creativitate poți obține cadre superbe cu acest Sony ZV-1. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Toate cele bune, pe curând!